Hei, Andrei, dar cum comentezi tu vizita lui Dodon la Moscova? El în spatele lui Putin. Fu, boribil, jrrrr. Prieteni, voi nu aveți nevoie de mine ca să înțelegeți că Dodon este un provocator. Întrebare, cine din voi a călătorit cu metroul prin orașele mari? Europa, America de Nord? Cu siguranță vi s-a întâmplat să vedeți prin metrouri nebuni de legat, oameni o leacă deranjați, care în cel mai bun caz vor să atragă atenția asupra lor sau vor să cerșească niște bani. Mie, la Montreal, mi s-a întâmplat într-o dimineață să merg timp de 4 stații în fața unui om care timp de 4 stații, astăzi vreo 10 și 12 minute, îmi tot spunea că vrea să-mi taie gâtul. I'm gonna cut your throat. Îmi spunea asta în engleză și eu știam că unica soluție este să-l ignor. Eu l-am ignorat, el tot a rămas cu dorința, cu ideea de a-mi tăia gâtul, dar eu l-am ignorat, am ieșit din metrou și incidentul s-a terminat. Așa e și cu Dodon, dragii mei. Dodon este un provocator. Vizita lui la Moscova, mândria, fala din ochi, buzele lui pline de speranță. Tot asta este o provocare pentru mulți dintre noi și noi vrem să ne apucăm, să comentăm, să facem memuri, să ne înrăutățăm, și de rău, Dodon! Însă, din potrivă, soluția ideală în cazul dat este să-l ignorăm. Rugămintea mea mare către jurnaliști este atunci când el vă va surprinde cu noi vizite la Moscova, noi provocări în timpul briefingului de presă, este să-l ignorați. Sau în cel mai bun caz, dacă relatați o știre de la un briefing de al Dodon, folosiți adjective, ca lumea să înțeleagă despre ce e vorba. Un titlu ideal despre vizita lui Dodon la Moscova ar fi sunat așa: Priveliște tristă la Moscova. Unicul președinte de țară, în afară de Putin, prezent la parada din 9 mai, a fost un biet blogger, Igor Dodon, provocator și mincinos cu experiență, milionar ipocrit până în măduva și pur și simplu un om nu foarte bun. Atât. Ne-am înțeles? Mă bucur că ne-am înțeles. Uite așa un postscriptum al acestei săptămâni. Pupice! Veniți la spectacol! Veniți la spectacol! La spectacol stand-up! Veniți! Mersi!